pupă pe mami. Pa, pa! Dărmată. Dărmată. Deci mi-este foarte greu. Este foarte greu. Vă dați seama, și cu un copil, și n-am niciun venit, și... Nu știu cum să vă spun. Un copil mai mare, Alina, în brațe cu un alt copil, al ei. Se joacă cu fiica sa și-și așteaptă bărbatul închis în pușcărie. Cum a ajuns în pușcărie pentru relația voastră? Pentru relația noastră, doamne, că am făcut și noi copilul ăsta. Pare bizar, dar omul ei a ajuns în pușcărie pentru că a iubit-o pe ea. Cel puțin asta susține Alina, cu inima parcă sfărâmată de dor. Nevinovat. Nevinovat la băgat. Credeți-mă, chiar nevinovat la băgat. De ce să faci dintr-un om cinstit, să faci un pușcăriaș, să pui până în funcție de pușcărie? Și-a făcut pușcărie degeaba. Degeaba. N-a făcut nicio dreptate legea asta. A depus cineva o plângere împotriva lui? Nimenea, doamnă, nimenea. Nimenea. Părinții tăi? Nimenea. Bunicii tăi? Nimeni. Nici bunicii, nici părinții, nici eu, ca care pe mine m-a pus parte vătămată. Parte vătămată m-a pus. Nu. Nici eu, nu. Alina pur și simplu nu poate să accepte sentința destinului care biciuiește dincolo de orice tratat de drept. De ce l-a luat? Pentru că nu s-a gândit atunci când l-a luat, nu s-a gândit cine o să aibă grijă. Am eu grijă, normal că am grijă de copil, dar nu ca el. El muncea pentru el, el aducea o pâine, el muncea, îi aducea o cutie de lapte, un Pampers. El era cu totul altceva. El muncea pentru copil, el mă ținea și pe mine și pe copilul ăsta. Este strigătul de ajutor și de durere al unei adolescente. O adolescentă care a adus pe lume un copil nu din întâmplare, ci din dragoste. O spune chiar ea. Alina a devenit mamă din dorința de a avea și ea un cămin, dar mai ales căldura unei familii la care a visat mereu, dar care acum are miros de carceră. Tatăl copilului unde este? În penitenciar, la Brăila. De ce el a fost închis? Din cauza pentru că am făcut și noi copilul ăsta, am fost și minoră în timpul când m-a luat și când a fost și însărcinată. Ăștia cu protecția copilului l-au băgat. Pentru că ai făcut copilul la... Pentru că am făcut copilul, da. Da. Așa că acum, Alina se zbate între lupta de a crește singură o minune de prunc de un an și speranța de a-l vedea pe tatăl copilului, pe bărbatul ei, acasă lângă ea, nu în spatele grateilor reci, unde îi spășește un păcat pedepsit de justiție, dar nu și de tribunalul sufletului ei. Am făcut copilul ăsta pentru că am vrut să-mi fac o familie, el m-a ajutat foarte mult, m-a luat după străzi. Alina spune că a simțit că Dumnezeu i-a întins o mână de ajutor atunci când l-a întâlnit pe Ionuț, bărbatul care acum e în spatele gratiilor. Era primul om care încerca să o ocrotească, pentru că părinții au dat-o uitării încă din primele clipe de viață. Părinții mi m-au lăsat de la o lună, de când eram exact ca copilul meu. M-a crescut bunicii mei până la vârsta de 14 ani. Dar una când ești cu mama, te ține, te duci la școală, mama, am nevoie și eu de așa, mamă, vreau așa, mamă, îmi trebuie multe așa. Bunicii nici nu aveau ce să-mi iupere în primul și în al doilea rând că ei sunt bai de cap lor, iau o pensie. De atunci, bunicii i-au fost părinți, atât cât au putut și ei. Iar când Alina l-a întâlnit pe Ionuț, a luat-o Ion cu mare dragoste, cu mare fericire, n-a fost vinovată cu nimica. Nici el. Nici el, niciodată. Dacă n-a luat-o nici cu forța, dacă ei nu-i plăcea și lui nu-i plăcea, nu-l lua, dar au avut o iubire amândoi. S-a întâmplat acum 2 ani. Atunci viața i l-a adus în față pe Ionuț, un bărbat care acum are 27 de ani, dar vârsta lui nu a contat pentru Alina. Probabil, nevoia de comunicare a fetei, singurătatea și lipsa unei mame adevărate care să-i îndrume pașii în momentele grele, au făcut-o să creadă, să simtă că Ionuț e universul ei. Când l-am cunoscut pe băiatul ăsta, țin minte prima oară, el m-a ajutat cel mai mult. Când aveam nevoie de ceva, el îmi dădea. Când aveam nevoie de bani, el îmi dădea. Aveam nevoie de orice, el vinea și-mi dădea. Avem aproape 2 ani și ceva împreună de când suntem amândoi și... Avem o relație normală, nu m-a luat cu forța, nu m-a violat, să spun, nu m-a bătut cu forța să-mi facă ceva rău. M-a ajutat foarte mult. Așa, Alina și Ionuț au ales să înceapă o viață nouă împreună. acasă la părinții bărbatului. Iar mai apoi, din iubirea lor s-a născut Raluca. Alina spune că acest prunc a fost zămislit din dragoste pură și tocmai din dorința de a avea o familie. O familie de care ea nu a avut parte, dar pe care a reușit să-i ofere Ionuț. Ce m-a ajutat foarte mult, foarte mult m-a ajutat. M-a luat pe străzi, mi-a făcut o familie. De la bunici n-aveam, să vă spun așa, un sprijin. De la părinți la fel, că m-au lăsat. De la mătușe, de la unchi, de la surori, nimic. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru că el mi-a fost aproape și la mine și la rog. Acestor. Și totul s-a întâmplat cu acordul adulților din casă. Noi am fost de acord a doua zi, ați luat-o, ținit-o acolo. Stoacră-ta, socru-ta, a ținut-o. A iubit-o și în ziua de azi o iubește. Însă o problemă medicală, aparent banală, i-a dat peste cap viața și ei, dar și lui Ionuț. La consultul de dinainte de a naște, medicii de la spitalul din Brăila și-au dat seama că au în fața lor tot un copil. Nu au stat pe gânduri și, pare se, au sesizat autoritățile de faptul că au de-a face cu o gravidă minoră. La maternitate acolo. Cei de la maternitate n-au vrut să-l treacă. Deci, tatăl copilului a mers să-l recunoască. A mers să-l recunoască cu buletinul, am fost amândoi și a spus că nu-l recunoaștem pentru că doamna, adică eu, mama copilului, nu are buletinul. Ce legătură avea asta? Și eu fiind minoră, cum a putut să mă treacă? Asta mă interesează. Bine că, normal că sunt mama copilului și trebuie să mă treacă în certificat, dar el, fiind tatăl copilului, n-a vrut să-l treacă. El e vinovat. În primul rând, n-a bătut, n-a furat, n-a înjurat, n-a omorât pe nimeni. Noi n-am știut. V-am zis care și după cum arată ea. Alina susține însă că nici ea nu și-a aflat vârsta adevărată decât în momentul în care și-a cerut certificatul de naștere de la bunicii săi. A știut, iubitul tău, câți ani ai în momentul în care v-ați cunoscut? N-a știut pentru că nici eu n-am știut. Până nu am rămas însărcinată să mă duc la spital, când mi-a fost rău, când certificatul meu era la bunici. Și atunci, în ziua aia, l-am luat de la ei și când m-am uitat, nici eu nu mi-am dat seama. Apoi a urmat cea mai grea zi pentru Alina. Ziua în care tânăra mămică a fost înștiințată printr-o scrisoare că bărbatul ei a fost condamnat. Și domnul primar este martor. Când mi-a dat o foaie la mână domnul primar, când i-am cerut, tot așa am spus și noi că scapă de pușcări și mi-a dat domnul primar, mi-a dat la mână că este un băiat cu minte, că n-a avut probleme cu legea, n-a avut probleme cu nimeni. Și tot, știți care este mare problemă? L-a condamnat și fără avocat. M-am simțit foarte, din contră, foarte tristă. Nu știu cum să vă spun, îți dați seama, să rămân și eu și un copil pe drumuri așa, iurea, fără tată, fără nimic, fără un venit, fără să muncească, și pentru mine, și pentru el. Dar poate munceam amândoi cu ziua, ne duceam amândoi, strângeam pentru copilul ăsta, să-i face și lui un rost în viață. Acum, Alina este disperată, pentru că nu știe cum se va descurca singură cu fiica ei, fără unicul lor sprijin. Copilașul strigă după tata? Oh, foarte mult, chiar strigă foarte mult toată ziua. Tati, 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 oriunde tati, tati. Strigă foarte mult și când sună la telefon, mai vorbește așa cu el, acolo, strigă la el. Când îl duc la vizită, la fel, după ce plec de la el, leșină de plâns. Să obișnuim, doamnă, că-i tasul, vă dați seama. Tati însă nu poate răspunde de acolo, de după gratii, unde a ajuns acum aproape jumătate de an. Statul ăsta român al nostru care a făcut judecata asta, a condamnat doi copii nevinovați la moarte. În ce fel? Le-a luat singurul sprijin care muncea pentru ei. Eu asta consider că este o condamnare la moarte, este încălcarea drepturilor omului. Dacă te judești cu statul, niciodată nu câștigi. Poți să fii tu cine ai fi. Cu statul nu câștigi niciodată. El este băgat la închisoare nevinovat. De ce nu i-a dat acasă la locul de muncă să-ți vadă copilul, să-l crească, să mai muncească? L-a luat de la muncă, de la Arad, unde a fost nevinovat. Muncea, un salariu a apucat de-a luat. Cu salariul ăla abia ne-am judecat, cu banii aia chinuit și amărât. Și Alina e devastată pentru că simte că Ionuț trebuie să plătească cu pușcăria, pentru că ea a vrut cel mai mult să-și întemeieze o familie. Mă bucur pentru că mi-a făcut o familie, cu ajutorul Dumnezeu mi-a făcut o familie datorită lui. Însă când și-a văzut visul cu ochii, a simțit cum totul s-a năruit. Mi-a venit cu executarea acasă că Iorel trebuie să fac pușcării de 2 ani și 3 luni din cauza pentru că eu sunt partea vătămată. Cu ce doamne iert mă sunt partea vătămată? Fără să dau declarații, fără să dau în judecată, fără să mă duc la poliție, să fac ceva. Alina crede că la mijloc ar fi vorba de o răzbunare. Crezi că cineva a vrut să vă facă rău? Da, doamnă. Eu cred că cineva a vrut să ne facă rău și polițistul acesta a vrut să ne facă rău. El, pentru că el are foarte multă oftică pe el, foarte multă ciudă. Tânăra mămică locuiește în continuare la socrii ei și se roagă pentru un singur lucru. Ce-mi doresc în momentul ăsta cel mai mult să fie aici, lângă el, lângă mine și lângă copilașul lui. Mai mult lângă copilașul lui să fie. Să ne creștem amândoi împreună. Să... nu știu cum să vă spun, să fim o familie. Nu de râs nimic, adică de la Dumnezeu să-l aduc acasă.